Vă să deschidem scripturile la Cartea 1 Împărați, capitolul 19. O să citim 14 versete, un fragment din istoria celui mai mare proroc al Vechiului Testament, de fapt cel care întruchipează toată instituția profetică vechi testamentală și anume Ilie. Un împărat, capitolul 19, de la versetul 1 la 14. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună: Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine, la ceasul acesta, nu vei face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a auzit lucrul acesta, S-a sculat și a plecat ca să scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, unde, după o drum de o zi, a șezut sub un nupăr și dorea să moară, zicând: Destul, acum, Doamne, i-am sufletul că nu, mai, că nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub un nupăr. Și iată l-a atins un înger și a zis, scoală-te și mănâncă! El s-a uitat și la capătul, căpătâiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un urcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncare aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu Horeb. Și acolo Ilia a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului a vorbit astfel. Ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștilor căci copilul Israel au părăsit legământul tău, a sfârmat altarele și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul l a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care despica munții și sfârma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii. El a răspuns: Am fost plin de râvnă pentru Domnul. Dumnezeul oștirilor, căci copilul lui Israel au părăsit legământul tău, a sfârmat altarele tale și au ucis cu sabia pre prorocii tăi. Am rămas numai eu. Amen. Haideți să ne reașezăm. De obicei, atunci când, ca și predicatori, încercăm să stăm înaintea Domnului, să cerem cel mai potrivit subiect, cel mai potrivit gând pentru biserică, cea mai potrivită învățătură sau chemare sau încurajare, încercăm să găsim calea cea mai bună prin care să-i cuprindem pe toți. Să știm că ne adresăm tuturor, că toți sunt cumva atinși într-o formă sau alta de mesajul pe care urmează să-l transmitem. Mi-am asumat în seara aceasta un risc, pentru că încă de la început am știut că mesajul din seara aceasta nu se adresează în prezent tuturor. Probabil că pentru unii este de domeniul trecutului, experiență trecută, ceea ce vom vorbi. Pentru alții, probabil că va fi o experiență viitoare. Sunt sigur că sunt în această seară, însă printre noi pe aici oameni care se identifică cu această realitate duhovnicească și nu numai, chiar mai mult decât doar duhovnicească, despre experiența pe care unul dintre cei mai mari oameni ai Vechiului Testament a experimentat. -o. Nu cred că este cazul pentru nimeni de aici să încep și să fac o biografie a lui Ilie. E suficient numai să știi că în calendarii cu cruce roșie o sărbătoare Sfântul Ilie. Și ne dăm seama că a fost un personaj cu greutate. Nu la aceasta o să mă refer. Nu o să vorbesc nici despre autoritatea pe care Ilie, unul din locuitorii Galadului, așa cum începe unul împărați capitolul 17, când Domnul îl cheamă și spune, du-te, și spune că nu va ploa. Și la cuvântul tău, i-a dat Domnul ok lui Ilie și a zis, iată, îi cheie, deschizi cerul și închizi cerul. Plouă când spui tu, nu mai plouă când spui tu. Mai mult, i-a dat cheie să poruncească să vină foc din ceruri și să mistuie jerfa, să topească apa și n a fost petrol din Orientul Mijlociu, a fost apă și s-a topit atunci. A avut o putere, a avut experiențe cu Dumnezeu extraordinare omul acesta. Aproape că nu ne vine să credem că ceea ce am citit în seara aceasta este despre un asemenea om, despre Ilie. Pentru că îl vedem pe Ilie ajungând într-una dintre foarte desele și tot mai comune experiențe pe care oamenii din ziua de astăzi le experimentează și pe care mulți dintre noi le experimentăm. Sau le vom experimenta. Și anume, momentul în care ne pavăm un drum înspre peștera disperării. Poate sună foarte negativist mesajul din seara aceasta la o seară de evangelizare să vorbim despre o peșteră a disperării. Realitatea în care noi trăim și pe care nu trebuie să o cosmetizăm deloc ne spune că nu trebuie să fugim de momentele dificile în viață. Dacă ne vom pune să fugim de momentele dificile în vață și nu le vom confrunta niciodată, nu o să le putem depăși. Nu o să găsim soluții. De aceea aș vrea să pornim de la această realitate dură, această realitate prezentă, prin care sau pe care o experimentează foarte mulți. Poate chiar de aici. Dezamăgirea este o trăire comună oamenilor. Mai mai că am spune că este o explozie a dezamăgirii. Suntem dezamăgiți de guvern și nu-i tare greu, suntem dezamăgiți de politicieni, suntem de sportivi, nu mai zic, suntem dezamăgiți de vecini, suntem dezamăgiți de părinți, suntem dezamăgiți de copii, suntem dezamăgiți de profesori, suntem dezamăgiți de miliție, suntem dezamăgiți în final de noi înșine. Și nu este nimic mai greu că să fii dezamăgit de altul nu e chiar atât de complicat. Dar este critic momentul în care ajungem să fim dezamăgiți de noi înșine. Pentru că ca să ajungem în această stare de dezamăgire de noi înșine, înseamnă că avem un moment de luciditate. Avem un moment de raționalitate în care ne uităm într-un mod onest la noi înșine. Ne-am săturat să fugim de o imagine perfecționistă sau de imaginea pe care o proiectăm în fața altora și zicem, este cazul să mă opresc și să mă uit la mine. Cine sunt, cum sunt, unde am ajuns? Și în momentul în care îmi asume această realitate inconfortabilă, s-ar putea să ajung să fiu dezamăgit chiar de mine și dezamăgirea are drept efect o formă de victimizare dusă până la extrem după câteva exerciții de dezamăgire începem să ne victimizăm, să ne plângem de milă, să ne văicărim, să renunțăm, să dăm cu basca de pământ și dăm în spate dăm în spate și apoi ajungem, prin victimizarea aceasta, în zile întregi în care începem să ne plângem de milă. Ăsta e următorul pas. Și ne plângem de milă. Ce sens mai are viața? Cum o să mai ies de aici? Cum o să arate viața după? Pentru că sunt realități, sunt exerciții, experiențe în viața noastră, care, peste care noi simțim la un moment dat că nu mai putem să trecem, că nu se vor mai termina. Nu mai este lumină de la capătul tunelului îi numai grotă, îi peșteră. Acolo nu-i drum cu sens unic. Acolo e gata, se termină, se închide. Simți la un moment dat că toată greutatea lumii pe umerii tăi, că la nimeni nu-i mai pasă, că nu-ți mai vine să mergi la serviciu, nu-ți vine să mergi la biserică și din când în când se vede realitatea asta prin biserici, că slujirea nu-ți mai dă împlinire, relațiile nu te mai împlinesc, nu mai sunt oameni care să te încurajeze și începem, începem să, începe să ni se în, înnegureze mintea. Se întunecă mintea. Devenim singuri, nu ne mai găsim locul și nu mai găsim ieșire. Trăim într o lume insuportabilă, cu toate că altădată și cu atât mai mare este durerea cu cât am avut momente de împlinire, de bucurie, de succes. Am avut momente poate de împlinire spirituală, de ridicare, de iertare, am avut momente de eliberare, de slujire cu putere. Și dintr-o dată totul se năruie. Totul cade. De aceea, mesaje de genul acesta nu sunt doar pentru oameni care nu l-au întâlnit niciodată pe Domnul. Nu doar pentru oameni care nu l-au cunoscut niciodată pe Domnul, ci acestea sunt realități pe care le putem trăi în mijlocul bisericii, pe bancă, la cor, după amvon. Pentru că sunt realități pe care nu le putem controla întotdeauna. Ilie. Este acest exemplu de om pe care duritatea experiențelor îl împing până în peștera disperării, trăind stări de anxietate, după unii psihologi chiar de depresie. Nu m-aș duce chiar până acolo, eu cred că a fost o tensiune spirituală în viața acestui om. Și lucrurile acestea nu se întâmplă întotdeauna pentru că persoana care ajunge în această situație este vinovată sau sunt urmări a un, sau consecinția unor decizii greșite. Nu întotdeauna persoanele care experimentează aceste realități s-au dus ele cumva prin decizii greșite, pe drumuri greșite să ajungă acolo. Sunt oameni care plătesc prețul deciziilor greșite ale celor din jur, a unor circumstanțe. Păi îl cheamă Domnul pe Ilie și spune, du-te și propovăduiești, du-te, spune adevărul. Și spune adevărul lui Aham și începe conflictul. El a făcut ce a spus Dumnezeu, a ascultat de Dumnezeu. S-a manifestat și cu putere prezența lui Dumnezeu prin el și știm toate minunile care s-au întâmplat prin Ilie, numai că la un moment dat apare un lucru care îl dărâmă. Apare ceva nou care îl dărâmă, și dintr-o dată sărim în capitolul 19, unde îl vedem pe Ilie în peșteră. În peștera disperării. O perioadă tristă, poate cea mai de jos perioadă din viața lui. Când ne uităm la acești doi Ilie, pe muntele Carmel, când ea și tai 850 de proroci mincinoși, și pe Ilie în peșteră zice, bă, chiar e vorba de același personaj? Știți ce am învățat din această experiență a lui Ilie? Că în cel mai bun caz, suntem numai oameni. În cel mai bun caz, suntem numai oameni. Așa că așa cum spunea apostolul Pavel, dacă suntem în picioare, e numai harul lui Dumnezeu. Nu e că suntem noi mai buni, este harul lui Dumnezeu. Trăim în această societate care ne-a învățat să zâmbim frumos, dar fals. Dăm mâna unii cu alții și strecurăm câte un zâmb, întindem câte un zâmbet de plastilină. Dar numai Sufletul și inima noastră știe ce e acolo. Dăm mâna unii cu alții și pozăm a oameni de succes, a oameni stăpân pe noi, pentru că ne este teamă să fim noi înșine. Ajungem să ne ascundem de noi înșine după perdele, dar apoi față de alții. Mai ales când suntem într-o comunitate cum este biserica, aici trebuie să arătăm că suntem bine, că suntem pe picioare, că nu, nu avem nicio problemă. Alegem cele mai frumoase haine, știm să ne aranjăm bine părul, mai puțin câțiva dintre noi. Dar salvăm aparențele. Ori cât am putea să salvăm aparențele, de fapt, realitățile acestea pe care Elie le trăiește sunt realități din spatele cortinei. Atât de mult i-a fost frică, atât de frică i-a fost la Ilie de confruntarea asta cu sinele, cu starea lui de căzută, încât nici măcar pe slujitorul lui n-a vrut să-l aibă aproape, n-a vrut să aibă niciun martor. De aceea, zice, l-a lăsat la Berșeba și s-a dus singur mai departe. Nici măcar slujitorului să nu-l vadă în starea în care era. Și-a închis telefonul, și-a închis contul de pe Facebook, și-a închis toate, nimic, o aruncat în apă tot. Și au zis singur. Aici singur sunt. Zici că era un ungureanul din Miorița. Să nu mai văd pe nimeni. Am zis ungureanul că să nu se simt ofensat altcineva. Cum se ajunge în peștera asta dezamăgirii? nu e complicat are. Drumul acesta înspre peștera dezamăgirii noastre este pavat cu câteva pietre și prima piatră care ne paviază drumul înspre o asemenea peștera confruntării cu duritatea din jurul nostru sau chiar din noi înșine, este frica. Frica este un prim pas cu direcția înspre peștera dezamăgirii. Frica aceasta este un proces, nu este doar așa un eveniment. Se clădește. Uneori frica aceasta este obiectivă, adică vedem pericolul și apare frica aceasta, alteori este incontrolabilă, alteori se transformă în panică. Și ea apare dintr-o teamă profundă, fie că-i teamă de eșec, fie că-i teamă de durere, fie că-i teamă de respingere, teamă de moarte, de, de la o vârstă încep să simți teama de boală, că știu că nu mai atâta energie să te mai refaci, că nu mai ai nici timp. Apar tot felul de frici și unele sunt obiective și normale în viața noastră. Teama ce se întâmplă cu copilul, teama încotro va merge lumea, teama de război, știu eu, tot felul de asemenea frici. Frica, o frică peste alta și peste alta și peste alta și când se adună mai multe frici, este un pavaj lin înspre peștera pe care noi o numim peștera dezamăgirii. Dar acum, în viața lui Ilie, Ilie a fost bărbat. Ilie s-a dus la împărat la Ahab și a spus direct, uitându-se în ochii lui, parcă-l văd. Uitându-se în ochii lui, a spus adevărul. Și dintr-o dată apare teama. De unde teamă într-un asemenea bărbat, bărbătoc? Păi, dragii mei, apare un aspect nou. Întotdeauna un element nou aduce teamă. Până acum l-a confruntat pe Ahab, dar acum intră în scenă încă un personaj, Izabela. Era obișnuit să-l confrunte pe Ahab. Dacă Izabela, nu te pui. De aia este o vorbă între păstori: să nu te pui rău cu femeile din biserică Dar nu, asta e altceva. Am vrut să, să fiu o glumă, nu știu cât a ieșit. Da. Stă împotriva prorocilor lui Bal, stă împotriva lui Ahab și acum zice. Ahab a spus Izabela-i tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună, să mă pedepsească zeii cu toată... Cred că a fost, nu știu dacă chiar așa a fost limbajul, probabil că a fost așa, sau poate că a fost o înjurătură mai dură, cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Apare elementul nou, și acesta le-a prin surprindere. Că atunci când apare un lucru nou cu care nu sunt obișnuit în viață, mă simt descoperit. A, a, lucrul ăsta nou poate să fie primul faliment, prima ceartă, prima trădare, prima boală, tot ce e primul și n-am mai confruntat, că n-am sistemul imunitar format. Și mă surprinde. Pentru că primul produce teamă și sunt descoperit. Știți ce este interesant? În Romani, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, spune așa, credința vine în urma auzirii. Credința vine în urma auzirii. Dar o, o, învățăm o lege spirituală în seara aceasta, că și opusul credinței vine tot prin auzire. Opusul credinței este teama. Și zice, dacă prin auzirea cuvântului Dumnezeu vine credința, Izabela zice... Mergeți și spuneți lui Ilie. Și Ilie aude, ce aude? Lucru care îi produce nu credință, ci frică. Uh, Izabela, așa cum am spus, este un dușman nou. Până acum era doar ahab. Nu știu cine e Izabela din viața mea. Nu știu dacă ești acolo, în peștera despre care îți spun acum, că nu mai știi cum să ieși din ea nu știu cum se numește Izabela care te-a înfundat acolo. S-ar putea să fie o legătură păcătoasă și să vrei să ieși și să nu mai poți. Să fie o legătură, o practică păcătoasă cu care să te lupți, poate ani de zile, luni, săptămâni, să ceri ajutor, să încerce și alții, să faci, spui tu tot ce ține de tine și să nu ieși să nu scapi, să nu renunți, să, să, simți că nu mai poți. Ai vrea din toată inima. Am întâlnit mulți cu care am vorbit în viața aceasta de pastorat. Mulți ar vrea și mi-au spus, aș vrea, nu pot. O legătură strânsă, o izabelă insistentă, perseverentă. Nu știu care e. Poate o boală, poate o trădare, poate o durere profundă și cele mai agresive dureri nu sunt de la dușmani, ci sunt de la cei mai apropiați. Aia doare, aia doare. În 2 Timotei, în capitolul 1, cu versetul 7 însă, cuvântul Domnului ne spune așa, Dumnezeu însă nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Pe lângă frică, pavajul înspre peștera aceasta dezamăgire continuă apoi cu... Pavajul în drumul acesta al dezamăgirii continuă chiar cu dezamăgirea însăși. Chiar cu dezamăgire. Și iată expresia pe care Elie o folosește aici. Sunt numai eu Singur. Sunt numai eu singur. Sigur, Elie era dezamăgit pentru că lucrările pe care Dumnezeu le-a dus prin el în națiune ar fi fost de natură să îndrepte sau să pună capăt cele mai corupte epoci, perioade din viața poporului Israel. Nici o perioadă nu a fost atât de coruptă ca, ca și în timpul Împăratului Ahab și a Izabelei. Ori în momentul în care poporul a văzut minunile pe care le-a văzut, cum a venit ploaia, cum a coborât focul din cer, cum a mizuit jerfa, păi el s-a gândit, acum vine trezirea. În sfârșit va înțelege și națiunea asta încăpățânată cine este adevăratul Dumnezeu și de unde vine toată puterea aceasta. Spre dezamăgirea lui, toată lumea a fost ca la așa, un spectacol religios, predici bune, cântări bune, toată lumea emoțional până la maxim și când se schimbe ceva, nimic. Ilie din nou singur. Eu cred în inima mea că Ilie s-a așteptat chiar și Ahab să se schimbe. Da de unde? Da, de unde? Acum, puneți-vă în locul lui, n-ați fi dezamăgiți? Să coborâți foc din cer aici, în parcul din Beclean. Să ziceți, nu mai plouă și să nu mai plouă. Și oamenii se uită la tine și să vii singur așa, să deschizi biserica, să te rogi singur, să închizi la loc. N-ai fi dezamăgit? Dezamăgirea aceasta l-a împins, l-a împins pe Ilie, Până în cel mai adânc colț a peșterii Sufletului său. O peșteră a dezamăgirii. Apoi urmează o altă piatră, un alt pavaj înspre această uh, peșteră a dezamăgirii. Și aceasta se numește Resemnarea. Când vezi că nu se mai poate. Zici, asta e am încercat, am făcut tot ce am putut, te resemnesc cu privire la tine, te resemnesc cu privire la alții, cu privire la oameni față de care ai încercat să ridici, să repari, să pui împreună, nimic. N-a funcționat nimic, ce zici? România au și o vorbă înțeleaptă. Zice, bă, dacă mă fentez prima dată, să-ți fie rușine. Dacă mă fentez a doua să-mi fie rușine. Și atunci, și românul ce zice? Cedez. Mă resemnez, mă retrag. Ă, ăsta, mai mult, când încep să fii dezamăgit de tine însuți, atunci apare următoarea expresie. Am tot încercat să mă schimb și n-am putut. Mi-a ajuns. Se pare că asta e soarta mea. Îs predestinat pentru. Apropo de predestinare. Și eșecurile noastre repetate, la un moment dat, își vor găsi un răspuns teologic profund. Așa sunt predestinat eu. Și asta înseamnă resemnare. Teama, dezamăgirea și resemnarea ne împing până în adâncul peșterii numită dezamăgire, disperare. Când am intrat acolo după experiențele acestea traumatizante uneori, găsim ceva. În peșterea noastră, în retragerea noastră, în întunecimea noastră, găsim câteva lucruri inevitabile acolo. S-ar putea să le identificați acum. Prima dintre ele, primul lucru din, dintre ele, izolarea. Izolarea. Ajungi să nu mai vrei să vezi pe nimeni, să nu mai cunoști pe nimeni, să nu mai comunici cu nimeni? Ilie, în mod intenționat, spune de două ori, și când este singur, și înaintea lui Dumnezeu, eu am rămas ultimul, nu mai este nimeni. Pentru că în adâncul sufletului se mințea că nu mai este nimeni. Nici nu mai voia să fie cineva. Dar este o diferență. Până acum, oricum, el a fost un proroc singuratic tot singur a umblat. De obicei lucrarea profetică i-a făcut cam singurat și pe oameni. Dar este o diferență. Era singur, dar cu Dumnezeu. Mă auziți? Era singur, dar umbla cu Dumnezeu. Și acum se află în peștera lui, unde e singur, fără Dumnezeu. Aici e groasnic. Aici e groasnic. Când e și singur, și simți că nu-l mai ai nici pe Dumnezeu. Și nu simți, nu-l mai ai. Nu-l mai ai. Atunci, în izolarea aceasta, ne explicăm de ce uneori oamenii încep să fugă de biserică, de colegi, de prieteni, de familie, de părinți, de copii, de rudeni și încep să-și facă o lume mică, mică în care să încapă doar ei. Noi credem că în lumea aia mica noastră, în peșterea aia, unde nu încăpem decât noi, suntem protejați. De fapt, această izolare, această fugă de sine, în care la un moment dat ne dăm seama că nu-i tunel, că-i peșteră și nu mai avem de unde să ieșim, oamenii ajung până la punctul în care spun dacă nu mai este ieșire, atunci îmi fac eu ieșire din viața asta. Înțelegeți cum ajung oamenii să se gândească la o ieșire ca să scape de durere? Și pentru mulți se numește din păcate sinucidere. Pentru că n-ai ieșire din peșteră și atunci îți faci una fără să se gândească că de fapt nu se termină durerea, ci doar începe. Doar începe. După izolare... Ce mai găsim acolo în peștera aceea, groasnică? Găsim autocompătimire. Autocompătimire. Pe Carmel, când era tare, avea glume în programilie. Le zicea la proroce ăștia, bă, străgați mai tare. Făcea mișto de ei. Bă, poate în concediu, în călătorie, în Grecia, la mare. Dați mai tare, Și acum, din viteazul, care era pe cai mari în momentul ăla, era ironic, dintr-o dată îl vedem la sfârșitul puterilor, în care de două ori zice: Vreau să mor. Vreau să mor. Oameni buni, trăim vremuri în care această afirmație nu mai este o glumă. Trăim vremuri în care această afirmație. Nu mai este doar amenințare, și trăim vremuri în care această afirmație nu mai este o dorință de a atrage atenția. cu mulți bine ați învățat la cursuri, ci trăim vremuri în care această afirmație este de fapt o dorință profundă și reală a unui suflet disperat. Ce mai găsim acolo? Pe lângă izolare, pe lângă autocompătimire, în același loc găsim depresie. Găsim depresie. Trebuie să mă mărturisesc să fiu vulnerabil acum în fața bisericii și să vă spun că, pentru foarte mult timp, ca păstor, n-am crezut în depresie. Am crezut că e un moft ieftin, așa, unei generații spoite, care a primit totul gratis, care i s-a dat totul repede, care a primit totul ușor. O de asta purtată, nu a privit odată un strat de ceapă, nu a învățat toată o poezie de șapte strofe și ăștia din toată pic în depresie. V-am mai spus eu, vouă, pe vremea noastră știți cum ieșea depresia, nu? Cu șlapul. <laughs> Ce ieșea depresia din noi? Nu că mulți au avut. Cred că mulți am avut, o habar n-am avut, n-am știut să-i zicem depresie. Probabil. Într-o asemenea situație, sunt oameni care suferă adânc. N-am crezut nici în depresie, nici în anxietate, nici în atacuri de panică, până când am experimentat-o la oameni apropiați de mine. Și când mi-am dat seama că trebuie să chem salvarea într-o asemenea situație, am zis, băi, bai, mă nu-i chiar moft. Nu-i chiar moft. Când vezi că nu mai poate respira, că îl doare pieptul, când îl vezi că are spasme, că nu mai... Gata, se duce! Și toate astea vin, iată cum, ai avut momente tari în viață și poți să ajungi acolo. Noi repede sărim, îi acuzăm, a, bă, a ajuns la depresie, zicem noi. Păi ăsta nu l-a cunoscut niciodată pe Domnul. Serios? V-am spus că nu-i despre toți în seara asta, în seara asta e doar despre unii. De aceea ajunge într-un moment în care el spune: Vreau să mor. Vreau să se termine totul. Și nu uitați că cel rău are suficientă experiență să știe să profite de momentele de vulnerabilitate. El nu vine la noi când suntem tari. Ci vine la noi când suntem prăbușiți, când simțim că tot ce am construit o viață întreagă fuge ca nisipul printre degete. Că nu mai stăm pe o stâncă tare, ce este un nisip mișcător. Că toată reputația pe care ne-am zidit-o în ani de zile uf, se duce. În asemenea momente știe să profite. Numele pe care ți l-ai făcut, într-o clipă s-a dus nimic nu. Bad mai mult, ajunge blasfemie și bătaie de joc. Știți ce mai este în acea peșteră? Pe lângă autocompătimire, depresie, izolare, poate cel mai groasnic lucru care este în peștera aceea sufletului este întunecime. Nu mai vezi nimic atunci. Nu mai vezi nicio ieșire, nu mai vezi niciun ajutor, nu mai e nimeni să te ridice. Nu mai e Barnaba care să-l ia pe Pavel și să-l încurajeze. Nu mai e oamenii de bine care să se apropie de tine, să te ia, să te poarte, să te încurajeze, să spună un cuvânt. Nimeni nu mai e acolo. Nici nu mai vezi ieșire. Nu-l vezi nici pe Dumnezeu că nu e acolo. Știi cum ești atunci? Ești ca Avram în cort. Tot i-a zis Domnul, Avrame, zice, Vei avea un fiu și din fiul ăla națiuni. uite te la stele, uite, numără nisipul mării. Și Avram era într-un loc creșit. Cum să numeri stelele din cort? Cum să numeri firele de de nisip din cort? Și atunci vine Domnul la Avram și spune: Avram, ca să înțelegi promisiunile mele, trebuie să ieși din locul în care ești. Ești din cort, numai așa se văd stelele. În cort vezi numai spațiul tău restrâns. Și ca resursă, o domniță cam trecută. Ești de acolo dacă vrei să vezi promisiunile mele. În acea situație, Ilie, de întuneric, unde nu se mai vede nimic s-au încheiat toate proiectele tale, toate visele tale, viziunea măreață de altă dată asupra vieții, perspectivele, ambițiile, se năruie într-o clipă tot. Oricât de tare, de grozav, de mari sau de importanți ne-am crede. Într-o clipă se pot duce. Și vine o besnă peste noi, că nici drumul până la frigiderul nu mai găsim în pleticini mergem. Niște comentatori au zis că, de fapt, drumul până, până, la Horeb ar fi fost cam de 8 zile și Ilie atât de zăpăcit de cap a fost încât o avut 40 de zile, un drum de 8 zile. Lucrul acesta, realitățile acestea deloc confortabile, au niște efecte profunde asupra ființelor noastre. Un prim efect este Gândim greșit. Acolo, în peștera aceasta a dezamăgirii, începem să gândim greșit. Și prima gândire greșită la care a ajuns Ilie este: De ce nu se schimbă alții? Alții trebuie să se schimbe. De ce nu s-au schimbat alții? Ilie nu a învățat că el nu îi poate schimba pe alții așa cum nici noi poate că n-am învățat, că nu putem să-i schimbăm pe alții. Și în familia noastră, când nu încercăm să-i schimbăm pe ceilalți, de când ne-am căsătorit, tot încercăm să o schimbăm și ea să ne schimbe pe noi și uităm că, de fapt, singurul pe care putem să schimbăm sunt e chiar noi. Eu nu pot schimba pe nimeni. Singurul pe care îl pot schimba sunt eu însă. Dar Ilie, de ce nu s-au schimbat alții? Poporul, națiunea, împăratul, alții, alții, tot timpul alții. Apoi, un alt, o altă schimbare în ființa lui are loc tot la nivelul gândirii și anume începe să se compare greșit cu alții. Și în versetul 4 spune, nu sunt mai bun decât părinții mei nu sunt mai buni decât părinții mei, își alege un etalon greșit. Noi nu trebuie să ne comparăm nici cu generația trecută, nu trebuie să ne comparăm nici cu generația viitoare, sunt etaloane greșite, nu mai sunt realiste pentru noi, nu sunt relevante noi nu mai trăim în ritmul în care a trăit generația anterioară și generația copilor nu mai trăiește în ritmul nostru. Hermeneutica lor, gândirea lor, analiza lor, percepțiile sunt total diferite. Vorbește cu un nepot, vorbește cu un prunc. Să vezi ce, cum, ce gândește. Zici, bă, vai, cum arăta lumea? După ce vorbești doamne cum arăta? Cu noi se termină lumea. Cu noi, noi suntem ultima generație. Praful să alege de pământul ăsta. De ce? Pentru că noi nu putem pricepe modul în care generația care vine gândește. Și noi când începem să ne comparăm cu generațiile, cu alte generații, ne comparăm greșit, avem etaloane greșite. Rezultatul? Dezastru! Nu se mai poate nimic! Nu se mai schimbă nimic! Suntem pe ultima sută. Într-un fel așa se perpetuează și așteptarea asta, că sigur se gata lumea. Nu știm noi când se gata. Pe asta Tatăl din ceruri o știe. Apoi continuă cu Acuzațiile greșite, copiii lui Israel au păcătuit. Vedeți diferența între Nemia și Daniel și Ilie în peștera aceasta a dezamăgirii lui. Și Nemia și Daniel zice, noi am păcătuit. Se identifică cu păcatul național zice, Doamne, noi am păcătuit. Își asumă. Ilie zice, ei au păcătuit. Pentru că nu mai judecăm normal când ajungem acolo alții de vină. De aia, din cauza lor sunt eu aici. Dacă soția mea era altfel, să vezi ce bărbat, dacă soțul meu era, dar noi, noi, nu, -i, nu, -i, nu -i ca alții. Uite ce copii au alții, oamenii. Și tot timpul încercăm să găsim scuzele a biserica noastră, lideri, păstori ăștia, ăștia doi de vină, ăștia doi. Ce simplu să zic așa? Ce simplu să găsim pe alții de vină. Poporul a păcătuit, alții. Primarul, ciucă, cine mai e pe acolo? Măciucă. Și apoi, inevitabil, ajungem în momentul crucial în care ne evaluăm greșit chiar pe noi înșine. Pentru că toți au greșit, dar toți, toți, băișa mari de toți. Voi ajunge inevitabil la o singură concluzie. Am rămas numai eu. Pentru că încercăm căi greșite să ieșim din starea asta. Și calea greșită este să încep să mă justific pe mine. Să încerc să îmi pun, vorba aia, știi, împun o hârtie de ziar sub mine să mă cred mai înalt. Numai eu singur am rămas. El știa bine că obadia îi hrănea pe încă o sută de proroci adevărați. Dar el a uitat asta. Mai erau atâția. Eu singur, Doamne. Singur am singur bun. Dacă atât de grea este starea asta. Dacă în starea asta ai ajuns fie printr-o circunstanță sau mai multe circunstanțe, fie că te-au ajutat alții și cu sigur. Cu siguranță, diavolul, fie că este o stare pe care a acceptat-o, o stare de compromis, de pecătoșenie, de legătură demonică, poate chiar, de neatenție, de infidelitate, poate. Nu știu cum ai ajuns până acolo, în peștera disperării. Vreau să vă las la sfârșit. Cu o întrebare la care să găsim două, trei răspunsuri. Se mai poate ieși de acolo? Se poate ieși de acolo? Biserica Between, se poate ieși de acolo? Eu cred că se poate. Dar nu de unii singuri. Ce să facem să ieșim din această peșteră? Spunea cineva, și mi-a plăcut atât de mult, peștera. Aceasta poate să fie mormântul tău sau poate să fie rampa de lansare. Tu alegi. Poate să fie mormânt sau o rampă de lansare. Cum să ieșim din această peșteră cu o ungere nouă, cu o speranță nouă, cu o viață nouă? Cum să ieșim de acolo? Sunt câteva lucruri atât de la îndemâna noastră. Primul, fi sensibil, începe să fii mai sensibil la cuvântul lui Dumnezeu. Fii sensibil la cuvântul lui Dumnezeu. Acum, dacă mi-ați dat voie să deconspir ce în mintea voastră, afirmația asta e atât de banală. De atâtea ori am auzit uite, de la învonul ăsta. Fii sensibil la cuvântul Lui Dumnezeu, nu spune nimic. Ascultați-mă. Când Domnul a venit la Ilie și a vrut să-l smulgă, să-l scoată, să recupereze de acolo, a venit și a zis așa, o întrebare simplă, aparent simplă. Ce faci tu aici? Dar nu numai atât. Ce faci tu aici, Ilie. Eu am o problemă serioasă, de-aia nu sunt atât de social cumva. Dacă fac cunoștință cu cineva, mă întorc, beau un pahar cu apă și când mă întorc înapoi, îl întreb iară cum îl cheamă. Nu țin minte nume. Nu, nu, nu țin minte nume, nu știu. Cred că zona aia din creier cu numele, la mine e... am picat, cred că, din, din pătuț când a fost mic pe partea aia. Ai făr, <laughs> Știți ce e fain? Ce e extraordinar? Că domnul când vine, nu vine așa în biserica Betleem și zice: Ce faceți voi aici, oameni din biserica Betleem? Ci când Dumnezeu vrea să atingă pe cineva, vrea să ridice pe cineva, vrea să vindece pe cineva, să ierte, să mântuie să salveze. Merge la El, la nume, cuvântul se concretizează într-o persoană. Ce faci tu aici, Denis? Ce faci, Marius? Ce faci, Eli? Pentru că cuvântul se adresează personal, nu la grămadă. Cuvântul la grămadă îi discurs. Cuvântul personal e rema, e descoperirea lui Dumnezeu pentru nevoia mea cea mai profundă. Dacă cuvântul lui lua de Duhul lui Dumnezeu și pus până în mintea, în ființa, în inima mea, nimic nu va schimba în mine. Dar în cuvântul lui Dumnezeu mă stinge ființa și dacă Duhul lui Dumnezeu are ceva de lucru cu tine, îți va spune pe nume în seara asta că te poate scoate din peștera aia. Oricât de adâncă, oricât de închis, oricât de întunecoasă, oricât de dureroasă și oricât de mult timp ești în ea. Când ne cheamă Dumnezeu, ieșim! A ieșit Lazar mort! Cum noi și noi? Dar ne spune pe nume. Fii sensibil, fii sensibil la cuvântul lui Dumnezeu. Predici de evangelizare, predici, clasamente, înregistrări, Oameni buni, mai mult decât predici, cuvântul lui Dumnezeu pentru mine, acum și aici, mă poate ridica. ăsta e Dumnezeu care lucrează prin cuvânt și prin puterea Duhului Sfânt. Că nu-ți povești ce spunem în Scriptură, sunt realități că Dumnezeu poate. Într-un asemenea Dumnezeu eu cred, lăuda să fie numele Domnului. Fii sensibil la cuvântul lui Dumnezeu, că te cheamă pe nume. Nu doar să fii sensibil. Ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune, ieși afară de unde ești, ieși! Dacă Dumnezeu spune, ilie, ieși, ieși! Credeți că n-am fost acolo? Decât eu nu m-am pornit și eu spre gura peșterii, dar m-am întors înapoi aveam nevoie de chemarea lui Dumnezeu să ies. Și când a venit Dumnezeu și mi-a spus, acum ieși, acum ieși, am ieșit. Eu am ieșit de acolo, nu știu dacă o să mai trec, Dumnezeu știe. Dar când Dumnezeu zice ieși, atunci ridică-te și ieși. Și am să spun ceva. Toate serile astea de evangelizare nu sunt altceva decât strigătea lui Dumnezeu pe nume care ne spune, ieșiți din starea în care sunteți. S-ar putea să trebuiască să ieși dintr-o amorțeală spirituală. S-ar putea să trebuiască să te ridici dintr-un păcat prelungit de care n-ai putut să mai scapi. Dintr-o relație bolnăvicioasă, dintr-o minte sucită, bolnavă, obsedată. S-ar putea dintr-o durere adâncă o dezamăgire a unei trădări din pe care nu mai poți să lăsa. Dumnezeu poate... Ascultă de cuvântul lui Dumnezeu când spune, ieși de acolo. Pentru că Dumnezeu are tărie să vindece, să ierte, să repare relații. El poate. De aceea îi spunem Dumnezeu a tot puternic. Nu mai da cuvânt vina pe alții. Alții sunt de vină. Nu. Asumă-ți. asumă, -ți, asumă -ți starea înaintea chemării lui Dumnezeu. Asumă-ți-o. Lasă-vă-i cărările. Lasă-le în spatele tău și ieși și stai de vorbă cu Dumnezeu. Ilie era un om al tunetului, al fulgerului, al trăznetului, în toți trăzneau în jurul lui. Și Dumnezeu dă o lecție și spune, Ilie, a adus descoperirea puterii mele prin trăznet, prin foc, prin secetă. Tu vrei să înțelegi, Ilie, că vindecarea vine altfel. Degeaba te duci la cuz și dai cu foc și cu băta de baseball în viața altuia. Am știut eu că ajunge aici. Era inevitabil să treci pe aici. Nu faceți lucrurile acestea, oameni buni. Că Dumnezeu vine la un om aflat în disperare, într-un susur blând. De liniște, de ridicare, de încurajare are nevoie omul căzut. Nu de încă palmă, nu de încă o lecție, nu de încă o corecție. Că bun suntem la astea. Așa știm să corectăm la alții până când vin la noi în casă. Dumnezeu are nevoie de oameni care știu să aducă și susur blând, nu numai în cruntături. Ascultă cuvântul. Dumnezeu are nevoie astăzi de oameni care să fie susurul lui blând are nevoie de oameni care să înțeleagă pe ceilalți, nu doar să-i judece și să-i caracterizeze, să-i pună în matrițele gândirii lor. Are nevoie de oameni care să ridice, care să ridice, care să încurajeze. Dacă e sensibil, dacă asculți cuvântul, aplică cuvântul. Aplică cuvântul. Nu te mai plânge de trecut. Nu fugi de prezent, dar pregătește-ți viitorul cu Hristos. Nu-ți nega trecutul. Nici nu te plânge de el. Dacă te duci, te uiți, dacă mergi așa cu spatele înainte și tot timpul vei vedea lucrurile care te au împins până în peștera aia în peșteră înapoi ajungi. Nu sta cu fața la trecut. Trecutul nu mai poți schimba. Să nu-ți fie groază de prezent. Poate nu e unul confortabil. Poate e dureros, poate arde. Să nu-ți fie frică să recunoști starea asta actuală. Dar vreau să spun ceva. Dacă faci ce cere Dumnezeu în seara asta, viitorul va fi altfel. Viitorul va fi altfel. Pentru că Domnul ne-a promis că are un viitor și o nădejde pentru noi, pentru toți a Domnului să fie slava. Doamne, am fost, a zis Ilie. Și ce ai zis, Domnul, nu mă interesează. Am fost, Doamne, nu-mi pasă. Ce vei fi? Aia-mi pasă. Doamne, am fost plin Tare, mare. Nu mă interesează. Am ajuns cum am ajuns, nu-mi pasă. Eu știu ce poți fi. Știu ce poți fi. Cum îl vezi pe Dumnezeu? Ce înseamnă Dumnezeu în seara asta pentru tine? Când îți spune Dumnezeu prin Duhul Său numele, ce faci aici, loții? Ce răspunzi? acestui Dumnezeu care poate, care are viitor, care are putere și bunătate. Oameni buni, eu nu pot să-mi fac un viitor. Nici voi nu vă puteți. Puneți și în pilonul 2 de pensii și în pilonul 17 de pensii și credeți că la viitorul. Oameni buni, viitorul nu e în lucruri. Viitorul în Dumnezeu! Viitorul în Dumnezeu! Nu mai era Izabela? Tot acolo era. Nu mai erau astartele? Tot acolo au fost înapoi. Dar ce s-a schimbat? Domnul vine și zice: Ilie scutură praful, spală-te pe mâini, pe față, avem treabă! Avem Doamne, n-ai terminat cu mine, eu am vrut să mor. Cu un sinucigaș își face Dumnezeu treaba. Da! Da! Dumnezeu face treaba cu cine vrea. Și mai ales cu cei care ies din peșteră. Și când a ieșit Ilie din peșteră, a zis, nu, no. avem de făcut ordinări. Au să trimiți la ordinări. Un asemenea om, da? Îl ai pe Elisei, îl ai pe Ben Hadad, împăratul Siriei. Avem treabă, Ilie. Oameni buni! Dumnezeu are treabă cu noi. Cu noi. Cu noi. Că suntem noi buni? Nu. El e bun. Că suntem noi tari? Nu. El e tare. A Lui să fie slava. A Lui să fie gloria. Haideți să stăm ridicați. Oameni buni, în peșterul e rece în peștere întuneric, nu știm ce în jur, nu se vede viitor, în peșteră vrem să murim, ne-am săturat, dar Dumnezeu ne va scoate la lumină. Dacă n-ai mai văzut lumină, în numele Lui Iisus Hristos, vreau să spun și cu toată autoritatea cuvântului Dumnezeu, lumina a venit în lume! ca să lumineze. Iisus Hristos este lumina lumii și tot întunericul și negura din inima și din mintea și din viitorul și din planurile tale și toată dezamăgirea și tot păcatul, Dumnezeu poate să-L dea la o parte, la o clipită, la o clipită. Vă chem să stăm în rugăciune.